Hello! Sunt Axel Musta și am primit o provocare să zic părerea mea despre ce poate face un tânăr actor să-și împlinească visul sau visele. Uh! Da! Uh, cred că visul oricărui actor este să joace cât mai mult, să joace cât mai bine. Uh, poate ar ajuta să îți definești cât mai specific uh, Visul tău în ce direcție este? Pentru că sunt mai multe, mai multe direcții în care poți să acționezi ca actor. Chit că e vorba de teatru, de film, de entertainment, teatru radiofonic, voci de desene, animație, lucru cu copii, să predai la copii, să predai la adulți, să predai la tineri actori, să predai uh, unor oameni care au alte meserii, dar vor să-și practice ludicitatea și să, să se dezvolte. Uh, teatru experimental, teatru dans, uh, teatru social. Uh! <laughs> și cred că se dezvoltă mereu și mereu uh, alte, alte canale pe care poți acționa ca actor, cred că ajută puțin să te focusezi, să-ți dai seama ce anume. Care e direcția în mare care te pasionează. Ca să acționezi în consecință. Dacă îți plac toate și poți să le faci pe toate bravoție. Dacă nu știi ce îți place, nu e sigur, fă câte puțin din fiecare și vezi ce îți place mai mult. Da, cel mai important cred că este să, să nu stai acasă. Ăsta cred că este cel mai, cel mai prost lucru pe care poți să-l faci, să stai acasă și să aștepți să sune telefonul. E posibil ca foarte mulți regizori, producători să nici nu știe că tu existi, să nu știe cât de fain ești. Dă-le ocazia să te cunoască. Fi up-to-date cu fotografii, cu materiale video. Uh, înscrie pe toate canalele de, uh, de film și casting uh, din România, dar și din străinătate dezvoltă-te, învață o limbă străină învață un uh, skill o aptitudine care crezi că te-ar ajuta sau îți place și care te-ar ajuta în film, abanam, karate călărie uh, cred că într-un cuvânt, ideea este să nu stai, să acționezi dacă îți place, dacă îți dai seama că îți place teatru. fă un tour la teatrele din București sau din țară. Eu am fost doi ani actor la teatrul din Sibiu și mi-a prins foarte bine. Am avut ocazia să joc niște roluri principale pe care e posibil la vârsta aceea în altă parte să nu, să nu fi putut să le joc. dacă îți place filmul, mergi la festivaluri de film, Uh, vorbește cu oamenii, cunoaște oamenii de film din toate domeniile, uh, actori, regizori, operatori. Uh, înscrie-te tot așa pe să știe lumea de tine, uh, cunoaște oameni personal uh, și, ei. și tu vei cunoaște și ei te vor cunoaște. Ce uh, vei învăța? niște lucruri în sensul ăsta, vei cunoaște oamenii și vei afla niște lucruri noi. Uh, cred că asta e cel mai important, să nu stai acasă, să nu stai, să fii activ, să fii proactiv. Acționează, ești actor. Uh, apoi, cred că ar mai ajuta să ai un. Uh, să găsești ceva care îți uh, asigură un venit uh, uh, constant ca să-ți dea o siguranță. Um, cred că ajută chestia asta ca să nu stai cu frică în sân, că n-am cu ce să plătesc chiria sau ce mănânc sau alte lucruri. Cred că ajută să găsești ceva care îți place, care îți oferă o siguranță și pe lângă să faci un alt lucru care poate îți place mai mult, uh, dar să poți să faci acel lucru fără, fără un stres adițional financiar. Um, da, cam astea sunt. Uh, Acționează. Dacă poți să-ți faci propriul tău teatru, bravoție. Și ar fi și nevoie. Uh, bun. Poți să iei câțiva colegi alături de care să faci cu un coleg de la regie să crezi propriul tău uh, spectacol pe care să-l propui acolo apoi în diferite medii. Uh, nu sta. Acționează. Uf. Uh, iar acum, un ATC. 70 de ani. Wow! Um, <laughs> îți urez uh, să te noiești, să păstrezi tot ce ai bun și să fii mereu tânăr. Să fii acel hogwarts al actorilor uh, de care să-și aducă mereu aminte cu drag. La mulți ani ce.